seara. Ne revedem ca în fiecare joi la o nouă ediție a emisiunii Giurgiu înainte de toate. De altfel, emisiunea dumneavoastră preferată. Sunt Gelu Brăbănel, mă bucur că sunteți alături de TV Giurgiu. În această seară, politica mare și politica mică este ideea mea. Vreau să discut cu invitații mei, dați-mi voie să vă prezint. Domnul Gheorghe Ștefan, copreședinte PNL. Bună seara! Bună seara, mulțumesc de invitație. Și domnul Dumitru Peanu Proaspăt, copreședinte PNL. Bună seara! Iată, doi copreședinți la PNL, o echipă, zic eu. Spuneam că vreau să discut cu invitații mei, printre multe altele, și despre politica mare și politica mică. O să vedem despre ce asta. Și mi-am făcut și un rezumat în această ediție. Mai vreau să discutăm despre noile schimbări din PNL Giurgiu, zic eu. Despre alegerea domnului Dumitru Beanu în funcția de copreședinte al PNL. Despre ce poate însemna această alegere pentru viitorul PNL din județul Giurgiu. Mai vreau să discutăm despre proiectele de viitor ale liberalilor giurgiuveni. Și vizăm o discuție, cum spuneam, și despre politica mare și despre politica mică la Giurgiu. Și de ce nu și la nivel național, pentru că politica în România a ajuns să conteze foarte mult, dar de multe ori nu este de calitate. De-aia eu am spus politica mare și politica mică. Și sperăm să lămurim într-un fel sau altul fațetele acestei... cele două fațete, da, să le luăm și să, pe rând așa, să le discutăm. Domnule Beanu, felicitări pentru numirea dumneavoastră în funcția de copreședinte a PNL Giurgiu. Eu zic că e bine pentru că aveam un copreședinte care nu era după la noi de pe aici, una peste alta, nu zic că era și o doamnă blondă, da? Foarte drăguță de altfel. Foarte repede a plecat de altfel. Da. Știți condițiile în care a întrerupt legătura cu Giurgiu, eu m-am înțeles foarte bine cu Dăsa și practic ăsta e norocul meu. Am găsit cumva, aici fac referire și la domnul Ștefan, am găsit cumva înțelegere la oameni care au intrat de curând în contact cu vechea echipă liberală sau, mă rog, cu cea mai rămas din ea. Asta vreau să discutăm, da? Referindu-ne la politica mare și politica mică, nu știu cum să apuc lucrurile așa, dar țin minte că la un moment dat, în 2012, un an de referință, da? Liberalii din Giurgiu erau tartă tot la nivel național. Erau. S-au prăbușit după aia. S-au întâmplat multe chestii, ne-ar trebui multă vreme să le discutăm. Recunosc că eu personal, ca ziarist, ca moderator, am avut ocazia să abordez anumite subiecte și anumite fațete speciale ale alegerilor din 2012. La multă vreme după 2012 am considerat că nu mai este vremea. M-am tăcut efectiv așa. Dar suntem un an preelectoral și poate vine vremea odată să lămurim niște lucruri. Una peste alta vorbeam despre politica mare a PNL-ului giurgiuvean, care era odată. Anul, ce fel de politică faceți acum? Anul 2012 rămâne un an de referință despre ce nu trebuie să faci când ești foarte sus. Un exemplu pentru cei care studiază politica. În 2012 PNL-ul ajunsese sus și s-a prăbușit. Da. Deci, dumneavoastră vreți să vorbim despre ce s-a întâmplat. Nu, încheie acolo, da. S-a prăbușit pentru că a crezut că, fiind foarte sus, își poate permite orice decizie. După vestita replica lui Emil Constantinescu, se credea atunci că ne putem permite orice dacă tot stăm foarte bine. S-a demonstrat că nu e așa. Oamenii s-au profesionalizat și ei ca și alegători, nu mai contează doar din 4 ani. Și acum trebuie și noi. Nu s-au profesionalizat, s-au mai deșteptat așa. Vorbesc ca alegători, s-au și deșteptat, evident. S-au mai maturizat la un moment dat. Democrația asta ne cere timp categoric să mai pricepem câte ceva. Deci, inclusiv noi, inclusiv eu învățând din acea experiență, suntem mai rezervați acum. Nu mi-am luat mima asta așa serioasă ca să fac impresie. Nu, dar vă stă bine oricum. Nu, chiar cred că numirea mea ca proaspăt, copreședinte, care să folosesc același atribut, reprezintă doar o intrare în normalitate. Constatăm la acest moment că suntem în continuare foarte jos, noi ca și organizare, ca și nivel de performanță, în comparație și cu celelalte partide din Giurgiu și cu celelalte filiale liberale. Și de aici începând sunt multe, multe de făcut. Eu vă mai felicit încă o dată și vreau să vă întreb așa mai franc, ce înseamnă pentru dumneavoastră alegerea în funcția de copreședinte al PNL? Evident, o mare onoare. Eu nu mi-ascund evoluția politică. Pot spune în apărarea mea, dacă mi-este permis, doar că am gândit întotdeauna cu sufletul pentru binele și al partidului pe care l-am reprezentat și pentru
soluții pe care să le implic. Să zicem că contează mai mult rațiunea decât sufletul. De asta am spus întotdeauna că nu sunt un politician foarte versat și nici foarte performant. Dacă eram, nu mi se întâmpla ce mi s-a întâmplat în 2012. Acum, în actuala formulă, sper să fie lucrurile mult mai ușor de anticipat, mult mai realist gândite și aplicate, astfel încât PNL, spun eu, are șanse foarte mari și o să facem toate eforturile care depind de noi, să redevină un partid de referință în județul Giurgiu, în primul rând. Contează pentru mine mult mai mult această zonă apropiată decât o performanță care să fie apreciată la nivel național sau ca să ne compare cu cine știe ce filială bine situată din țară. Aici la Giurgiu e nevoie de foarte multe soluții pe care liberalii într-o echipă vreau, chiar vreau să discutăm despre proiectele noastre, despre perspective și despre soluții. Dar vreau să trec microfonul și la domnul Gheorghe Ștefan. Și vreau să vă întreb, s-au mai limpezit lucrurile în PNL Giurgiu după alegerea domnului Beanu în funcția de președinte? Da, în primul rând, încă o dată, bună seara telespectatorilor giurgiuveni și dumneavoastră. Vreau să-l felicit pe colegul meu, pe domnul Beanu, pentru nominalizare, dar și investire ca și copreședinte al PNL Giurgiu. Știți foarte bine din conferințele de presă pe care le-am susținut în ultimile luni, cât am fost singurul copreședinte, că mi-am dorit să am un coleg giurgiuvean. Am spus asta la București colegilor din Biroul Permanent Național, să nominalizeze neapărat un giurgiuvean, iar domnul Beanu a fost unul dintre cei pe care i-am susținut, apreciat și sunt onorat să fac echipă cu dânsul. Spuneați mai devreme că acum 3 ani, în 2012, Partidul Național Liberal era foarte sus. Dacă vă referiți la momentul USL împreună cu PSD-ul, da, atunci era foarte sus. Dar PNL-ul, înainte să fie USL-ul, în județul Giurgiu, știu că a fost principala formațiune politică mulți, foarte mulți ani de zile. Știm cu toții că uneori e mai ușor să urci, să ajungi undeva sus. Foarte greu e să te menții acolo sus. Asta în toate. Uitați-vă și în sport. Avem conaționala noastră pe Simona Halep, care a ajuns numărul 2 mondial. Uneori ajungi și prin conjunctură. Dar când ai ajuns acolo sus, trebuie să muncești mai mult decât ai muncit, decât efortul pe care l-ai făcut, să ajungi sus. Eu am convingerea că împreună cu colegul meu, cu domnul Beanu, vom face o echipă redutabilă, vom câștiga alegerile locale, dar și generale de la anul și cu siguranță vom face lucrul ăsta. Domnia sa are o vastă experiență politică, dar și administrativă și să știți că nu ne-am gândit la niciun loc al unuia în viitorul, în anul următor. S-au făcut clasamente oricum, au apărut prin presă. Bine, clasamentele alea erau firești. Atâta timp cât ești președinte de organizație, sunt și reale. Să fii primul. Eu vreau să vă spun un lucru. Noi o să facem sondaje în toamnă pentru ca fiecare membru PNL din județul Giurgiu să aibă un scaun, să aibă un loc. Dar revin și spun acum în direct. Nimeni nu va obține niciun loc nemuncit. Să nu creadă cineva că dacă astăzi muncește sau e angajat undeva și e un simplu membru PNL și nu e implicat în activitatea de partid de zi cu zi, va obține mai mult decât ceea ce merită. Atribuirea acestor locuri se va da pe bază de performanță. Mai trebuie să discutăm aici, scuzați-mă că vă întrerup. Vă rog. O să vă ascult cu plăcere în continuare. Cred că este momentul să discutăm puțin despre felul de a face politică, despre modalitatea în care se face politică, despre modul cum înțeleg unii să facă politică. Pentru că noi ca ziariști stăm pe margine, n-am intrat în politică categoric, ne crucim uneori de ceea ce vedem în politică. Deci foarte multă lume intră și se ajunge foarte repede. Primește un post important. Nu. Păi tocmai asta vă spuneam. Au început copiii. Copiii de gimnaziu și-au făcut club. Chiar la dumneavoastră, la liberali. Și nu numai la liberali. Asta e firesc, să-ți pregătești viitorul. Copiii încă din liceu. Eu cred că copiii ar trebui să-și pregătească viitorul mergând la școală și învățând. Dar stați o clipă, ei nu fac politică. Pur și simplu fiecare tânăr la 16-17 ani, până când ajunge în faza să voteze. Ce vrem de fapt? Să avem niște copii care merg, fac 18 ani și să nu aibă nici un minimum de educație politică? Nu. Fiecare copil are în familia lui o mamă, un tată care aparțin sau nu, sau
simpatizează cu o formațiune prea politică. Prea mult îndrăzneală, ca să nu zic tupeu. Mie îmi plac oamenii îndrăzneți. Înțeleg și faptul că un tânăr la 15-16 ani, când l-a apucat pe el să intre în politică, sau pe părinții lui, dacă l-au introdus pe acolo, da? N-are prea multe în cap, așa, știi? Domnul Bebe, dar aici, până la să vă contrazic. Duminica a venit fiul meu din America, de la Washington. Și face 15 ani în iulie, acum la sfârșitul iulie. Și vreau să vă spun că deja se pregătește să ia carnet de conducere. La 15 ani și jumătate în America primești carnet de conducere. Vi se pare mai puțin responsabil un tânăr care face politică, nu politică, la nivel de junior, să zic, față de a conduce o mașină în care pui poate viața nu ta și altora. Nu ține neapărat să vă spun că nu accept comparația asta, că n-am de ce să nu accept, dar nici tocmai, nu spun că este forțată. Nu da. Mi se pare o una e cu carnetul și una e cu politica. Este apoi, vorba pentru ce ne pregătim. Carnet. Nu e vorba de carnet. Ei pur și simplu fac niște activități și încearcă să se regăsească. Una și cu intratul în politică până să ții bacalaureatul și cu politică pe Facebook de asta urâtă, grosolan, așa. Bă, repet, nu vorbesc despre tineretul liberal sau nu știu mai care. Dar aproape toate structurile politice atrag tinerii în loc să-i susțină altfel, da? Să-i susțină, să facă performanță. Bine, performanță se poate face în multe feluri. Acum eu mă refer tot la exemplu Clubul Elevilor Liberali, pentru că mie la îndemână. Legătura lor cu politica este una strict formală. Au posibilitatea, nu participă la ședințe, nu sunt invitați și nu ar avea niciun motiv, oricum s-ar putea și ar pleca după două minute. Dar au posibilitatea, stând cumva în proximitatea unui partid, a unor oameni politici, să se obișnuiască cel mult cu limbajul, să audă despre idei, să audă despre subiecte. Să organizeze un eveniment. Altfel, activitățile lor sunt strict distincte. Da? Copiii ăștia trebuie să aibă un model, scuzați-mă că vă spun. Și eu nu prea găsesc modele în politica națională și nici Giurgiu Veanu. Foarte puține. Ce modele le oferiți dumneavoastră? Așa, la modul general, dumneavoastră politicieni, ce sunteți copiii ăștia? Modelele nu se pot referi strict la persoane, pentru că... Ba da, este foarte important. Nu în politică. Nu. Să ai pe cineva. Domnul ca Gremel, model. Eu susțin cu toată convingerea că tinerii trebuie să aibă o educație politică din adolescență. Eu am intrat în politică acum 3-4 ani de zile, în politica mare. Și de asta sunt un tip atipic pentru politică. Dar de ce vă considerați atipic? Chiar vreau să vă întreb ce o chestiune care mă poate lămuri într-un anumit fel, pentru că dumneavoastră, într-adevăr, intrând mai târziu în politică și mai ales aici la Giurgiu, mă gândeam că vedeți mai detașat anumite lucruri. Eu văd și tocmai că în majoritatea problemelor politicii dâmbovițene, să zicem, că nu zicem numai giurgiuvene, că sunt comuni, în majoritatea problemelor nu prea sunt de acord cu punctul de vedere al politicienilor consacrați sau clasici. Pentru că tocmai asta vă spuneam, eu am intrat acum 3-4 ani în politică la nivelul asta mare. E foarte bine. După 30 de ani de activitate profesională și știți de ce am intrat în politica mare? Pentru că am văzut, în ultimii 5 ani am fost președintele unui patronat din agricultură. Mă duceam la ședințele de dialog social unde se emit și se produc acte normative care vizează activitatea multor sectori. Un minister te consultă, dar spune că nu e obligat să țină cont de părerea ta. Și atunci, clar că dacă vrei să schimbi ceva în România, numai prin implicare în politic. Fata mea a fost weekendul trecut la un curs cu tineri, dar nu politic, un curs de perfecționare pe comunicare cu tineri din toată Europa. Și știți ce le-au spus și din America au fost doi lectori. Știți ce le-au spus toți? Sunteți tineri, dacă vreți să se schimbe ceva în România, cum vreți voi, cum vedeți voi tineri, implicați-vă. Și de asta eu susțin ca tinerii să se implice, dar la modul serios și sănătos. Nu sunt de acord cu cei ce vor să intre în politică în ideea că se vor îmbogăți. Nu sunt de acord cu cei ce vor să intre în politică și nu au empatie față de oameni. Nu au aplecare și nu au dăruire pentru munca în echipă și să... Trebuie să înțelegem odată că în lumea asta și în țara asta nu se mai poate. Politicianul sau funcționarul public trebuie să fie în slujba cetățeanului. Nu spun vorbe mari.
trebuie să fie că nu, el adică funcționar trebuie public. Să le mai spunem că le uităm, să știți. Păi nu le spunem și o să le spunem și o să vin la dumneavoastră mulți ani de acum încolo și dacă o să greșesc, vă rog să mă criticați, vă rog să mă... Dar eu sper la vârsta asta nu mă mai schimb. Să mai lămurim. La vârsta asta mi-e greu să mă mai schimb și de asta vă spun că uneori sunt incomod pentru că văd lucrurile poate... Vreau să spuneți că sunteți un politician atipic. Eu aș spune că îl cunosc pe domnul Dumitru Beanu foarte bine și dumneavoastră este un politician atipic. Da, și fiecare în felul lui. Poate la un moment dat nu vă găsiți locul. Poate de-aia ne-am adunat acum și să facem... Nu vă găsiți locul printre ceilalți. Dar poate că ceilalți nu se mai aibă loc pe lângă dumneavoastră sau pe lângă unica dumneavoastră. Nu. Sunt condamnați să facă echipă cu noi. Tema asta n-am avut ocazia să o discutăm noi doi, dar și eu am absolut aceeași părere, imposibil să nu fie auzit formulând că o fac de doctoram ocazia. Fără politică nu se poate face nimic bun în societate. Toate domeniile sunt afectate este sistemul nostru sau creat direct la ora de politică. Da? Să nu faci politică înseamnă din start să nu ai și tu o minimă contribuție la găsirea unor soluții și mai rău să lași locul unora care poate sunt mai nepricepuți ca tine, dar găsesc un culoar favorabil și ajung cu spune dumneavoastră până în vârf. Ăștia sunt cei mai mulți. Care este soluția democratică? O concurență cât mai mare și cât mai mulți oameni care să merite niște oportunități și să le și... Eu înțeleg că este o chestiune de atitudine civică la un moment dat. Ca oamenii puternici să intre în politică. Chiar și tinerii. Asta e invitația. Eu deplâng totuși pentru că n-au de la cine să învețe unii dintre ei. Da. Și vedeți, dumneavoastră, spuneam de pepiniere, de oameni, de modele. Revenind la asta cu presa, că n-am înțeles-o. De ce trebuie să intre de tineri în politică? Ca la vârsta maturității de pline, în deplinătatea forțelor lor fizice și intelectuale, să fie lideri. Pentru că e anormal ce s-a întâmplat în ultimii ani cu votul ăsta uninominal, când am avut deputatul Auto și tot felul de personaje care n-aveau ce să caute în Parlament. Iar Parlamentul, știu că există o repulsie a cetățenilor față de Parlament, dar având în vedere că e singura instituție care acoperă 100% numărul de votanți, este cea mai democratică instituție din țara asta și acolo ar trebui să se regăsească, după părerea mea, cei mai serioși și cei mai buni politicieni care au crescut de jos ca să ajungi lider de partid, de filială. Trebuie să ai niște calități, trebuie să confirm și oamenii Ștefan, din unii trebuie să fie trasei și să mută de colo-colo și ajung lider cu bani mari în spate. Nu vreau să dau exemple. Eu cred că suntem foarte aproape de momentul în care asta nu se mai poate. Eu chiar aștept. Deci cunosc anumite personaje în Giurgiu care și-au găsit loc de 20 bine, de ani. Bine, le cunosc și eu, le cunoaștem toți, nu trebuie să le dăm numele. A început să se cearnă așa sita și nu că îi aștept la cotitură. Dar cred că a venit vremea ca niciunul dintre ăștia să nu mai prindă vreun post de consilier pe acolo, pe acolo. Să-i văd și eu pe unul ca Costică Buduru, de exemplu, ce meserie are el pe Tobi sau ce o să facă dacă nu mai are politică în spate. Ce mesaj politic poți să mai ai când te duci la poartă la om? Anul, acum 4 ani ai reprezentat un partid, acum alt partid, la anul alt partid. Ce să-i mai spui omului ăla când te vede că ești aceeași persoană? Probabil dar să duc cu fruntea sus, nu e ok. Nu e nicio problemă, tot e ok, știi? Ci că așa se face politică. Deci au tupeu, pe cuvânt. Vedeți, eu nu împărtășesc aia, de-aia sunt atipic. Da. Eu aș zice că sunteți normal, dar dumneavoastră și alții ca dumneavoastră, ca domnul Beanu, sunt normal, atât de rari încât... Atipici pentru... Sunteți anormal, da. Tocmai de-aia vă asigur eu că o să facem o echipă foarte bună. Am cerut părerea, da, și eu nu zic că veți face sau că nu veți face, vă urmăresc, ca să zic așa, da. Ca ziariști, asta e meseria noastră, să vedem cine cu cine face echipă și mai ales ce rezultate vor avea. Am cerut părerea pe internet despre politica mare și politica mică, câteva atribute despre fiecare sintagmă. În parte, la politica mare au scris oamenii ce înseamnă politica mare, viziune, responsabilitate, angajament, principii, curaj, sacrificiu, frumos, nu? Vorbe. Păi eu chiar cred că ca să faci politică mare trebuie să fii responsabil, de ce nu? Și să te angajezi. În comparație cu politica mică au zis oamenii cu politica mică înseamnă compromisuri, traseism, gargar, politică pentru bani și posturi, nu pentru oameni. Apariții la TV de dragul imaginii, nu a principiilor. Eu cred că orice fel de politică, dacă o faci mare, mică, la orice nivel, eu cred că trebuie să o faci la modul cel mai serios. Să demonstrezi cetățenilor că poți să fii vectorul lor de imagine, pentru că ei ți-au dat votul.
îi reprezinți pe oameni. Și nu, n-aș separa că la nivel mare sunt niște, trebuie să ai niște calități, la nivel mic alte calități. Nu era că la nivelul la care se face politică, ci atributele pe care le are politica pură, deci o politică angajată, o politică curată, adevărată, da? Nu neapărat că ai ajuns sus de tot în politică, înseamnă că faci politică mare. Complic eu, vorba de principii. Complic eu discuția cu un exemplu. Nu, eu vreau să o lămurim. Nu știu dacă o lămurim. Sau cel puțin eu deja am niște rețineri. Pe vot, da, am ajuns președintele Consiliului Județean. Am înțeles că sunt câteva probleme grele pe care, dacă oamenii și-au pus speranța în mine, trebuie să le rezolv. Una care a fost grea, nu mai chiar de grea și poate tocmai de asta am eu probleme, încălzirea municipiului Giurgiu. Am luat sistemul ăsta de sub niște datorii imense, am căutat un investitor care să dea 10 ani căldură orașului, care să păstreze toți angajații, care să ne dea voie să mutăm bunurile alea de sub acel noi an de datorii în domeniul public al județului, unde să nu se mai atingă nimeni de ele niciodată. Am reușit. Toate lucrurile astea bune, realizate. Era pe 2011-2012. Da, s-a uitat. Acum vine un personaj, nu spun cine, și spune, nu, domne, s-a cumpărat pe bani puțin și l-a cumpărat cetul un securist. Păi, scuzați-mă, de ce așa repede uităm toate aspectele pozitive și acum se face o mare tebatură într-un segment mic al societății. Nu spun acum că toată lumea crede prostiile astea. Dar oricum, n-ar trebui să aibă loc în agenda asemenea abordări, dacă vorbim de politică mare. Pentru că devii reticent. Data viitoare, de ce să mai fac același lucru? Mi-am asumat niște riscuri atunci. Tipul ăla, eu știam că e rus și că nu știu ce grad ca ofițer a avut pe acolo. Dar a fost după 3 licitații singurul care a venit să pună niște bani pe masă. Ce riscam eu? Să rămân cantonat în niște principii absurde, ce că nu ne vine țara străină sau nu știu cum, și să las un oraș, o soluție la vremea un oraș de 50.000 de sau 40.000 de locuitori care depindeau de sistemul public, să las fără încălzire iarna. Nu cred că am avut nici cea mai mică variantă alternativă. Am făcut cum am crezut eu, mi-am asumat niște riscuri, am reușit, dar repet, binele s-a uitat, acum dezvoltăm și analizăm, nu știu ce... Știi ce se întâmplă? E un fel de a face politică mică, eu tot țin să lămurim chestia asta, da. Că e titlul emisiunii. Și dacă vrem să facem... Dând, acuzându-l pe celălalt că a făcut că nu știu ce, eu cred că trecând peste politica mică, faci politică mare, nu blamându-l pe celălalt, ci făcând ceva mai bun decât el. Da, poate că asta e abordarea corectă. Da, la noi să... Găsind o soluție mai bună, da? Da. Așa să tai culături, deci vreau să discutăm puțin și despre atacurile la, din presă la noi, și despre modul cum se face presă și cum sunteți atacați. Prin gard și să-l întreci pe celălalt de lângă tine, nu că ești mai bun sau că alergi mai bine sau că ești mai competent, nu, la noi ci tai atacându-l, da, sau punându-i piedică, e sport național. E cel mai, și cel mai noi trăim momentele astea în direct acum, ca să spun așa. Da. Adică nu sunt de acord cu absolut deloc nu sunt de acord cu toate articolele și cu toate inițiativele anumitor... Lăsați puncte. Da, anumitor persoane. Inițiative, bine zis. La adresa domnului Beianu de al denigra. Nu e vorba numai de la adresa domnului Beianu, că pe... O să vă vină rândul și dumneavoastră. O să-mi vină rândul și mie, da. Și tuturor, așa. Da. Așa. Deci sigur, sunt la comandă. Din păcate, îți asumi riscul ăsta. O spun cu foarte mare responsabilitate, că tot vreau să vorbim despre presă. Sunteți atacați categorii din presă la comandă. Pentru că în Giurgiu sunt câțiva jurnaliști, câteva instituții care fac meseria asta bine, corect, cât mai corect, încercând să salveze aparențele, să construiască ceva. Și o turmă întreagă de ziariști, așa zis, electroni și nu știu mai ce, care scriu la comandă, care merg pe șantajul și buzunarul. Să fim serioși, chiar așa stau lucrurile. Sunt colegi de-ai mei care n-au mai scris un articol de câteva luni de zile, doar vin și amenință și ia banii de la unul și sunt aia fraieri că le dau bani și că îi bagă în seamă. Deci așa stau lucrurile la ora actuală și nu este numai vina lor. Că nu poți să acuzi cercetătorii după stradă că există, că nu știu ce. Mai strică și ceilalți care îi bagă în seamă și le ridică cota. Da, strică și cei ce îi încurajează, strică sigur. Și cei ce nu aplică legea. Deci unii nici n-au ce să caute pe la anumite conferințe de presă, că nici nu știu să scrie, nici n-au unde să scrie, nici n-au scris. Doar umblă pe acolo, ci că sunt ziariști.
Așa cum și pe la dumneavoastră umblă unii care zic că sunt oameni politici. Dacă în țara asta ne-am obișnuit să facem modele din oameni care nu au substanță, nu au nimic. Eu sper să vină vremea în România, să mai deșteaptă în România noastră. Încă avem proverbul ăla, să poate și așa, e șmecher, s-a descurcat. Eu n-am apreciat niciodată șmecherii și pe cei ce s-au descurcat așa. Eu am apreciat oamenii care au muncit și care au ajuns ceva prin muncă și prin învățătură. Eu spun asta pentru că eu am plecat foarte de jos. Într-o familie nu modestă, super modestă. Mama cea, pe tata șofer. Cred că singura carte care s-a citit în casă la noi a fost aia de circulație pe care a citit-o tata. În rest... mai puțin. Însă am conștientizat că trebuie să-mi depășesc condiția prin a învăța. Și aici ajung la ce se întâmplă în județul Giurgiu. Ați văzut și mă doare sufletul, am comentat-o, am menționat. Județul Giurgiu, din nefericire, e pe ultimul loc la promovabilitate, la BAC. Cam mereu, asta e de... Păi cam mereu, dar eu cred că trebuie politicieni, lider de instituții, prefect, președinte de Consiliul Județean, director. Bine, te duci la liceu sau la școală numai la 15 septembrie când începe anul ca să iei voturi, că ce bine dai în poză și ce frumos ce e acolo. Ce credeți dumneavoastră că ar trebui păi făcut? Nu știu, trebuie făcută o discuție. Toți care sunt la guvernare, modul... pun inspectorii școlari, trebuie să fie neapărat consilier, să fie membru de partid. Păi haideți să facem o analiză, să facem un forum pe chestia așa asta, pentru că nu așa face și dezvolți. Dumneavoastră politică și toți. Mie mi se pare că educația e baza societății. Așa este, e baza societății. Uitați-vă la Elveția, uitați-vă la bază, Japonia, la Coreea de Sud, dar care n-au resurse, dar au oameni foarte bine educați. Păi nu, dar trebuie să o construim. Asta vă spun. Da, trebuie să lucrăm responsabil. Păi pe inspectorul ăla de director, cum să zic, inspectorul sau ce, director general al inspectoratului, inspector general, dom'le, dacă dumneata ai avut rezultate de-astea dezastroase și văd că n-ai avut un dialog cu părinți, cu profesori, cu directori, cu tot ce vrei, păi nu te mai pun a doua, a treia oară, a patra oară că ești membru de partid. Eu niciodată nu o să promovez incompetența. Da, da. Niciodată, nu poți. Da. Acum nu cu trimitere neapărat. Nu, deci să mă ierte, nu-l știu, nu-l cunosc, nu fac trimitere la nimeni. Nu, e vorba, nu este vorba de nu. Inspectorul nu e vorba de absolut nimeni. E valabilă chestiunea de multă vreme. Dar dacă ai o problemă, e clar că trebuie identificată sursa acestei probleme. De unde vine? Haideți să stăm de vorbă, să vedem. Păi știți care este? Deci elevii nu mai vor să învețe și profesorii nu mai vor să învețe. Domnul Bebenel, eu nu cred că elevii din județul Giurgiu sau că giurgiuvenii sunt mai proști decât clujenii. Zău! Eu cred că sunt mai esteți, dacă o luăm după sunt modul de reacție. Cred că sunt și foarte demotivați. Dar nu se poate ca în Cluj să ai 67-68% sau 80% promovabilitate și în Giurgiu 33%. Păi au mai multe decât noi. A spus Cluj. Păi tocmai au mai multe. Dar suntem bine regat de aici. Nu, eu nu mă mulțumesc cu asta și să știți. Nu, dar n-am văzut o dezbatere pe treaba asta și trebuie făcută. Știți câte dezbateri de astea am făcut? Numai că se transformă la discuții foarte generale. Deci toată lumea știe că sistemul este de vină. Există, am făcut la emisiunea de asta, dar am albit, un triunghi, școală, elev, profesor. Toate sunt legate între ele, nu știu ce, legea nu e bună, profesorii, nu știu cum. Deci mai chestiuni generale, dar nimeni nu vine și să spună felul următor. Dom'le, fii atent cum facem. Elevii care nu vor să vină la școală, să nu mai vină. Îi dăm afară. Băia care îi absentează, nu-i mai primești la școală. Profesorii care nu dau pe la școală, da? Îi dăm afară. Profesorii care n-au de bani de bere și le dă elevilor extemporal și îl pune pe șeful clasei să le zică lor, ați băgat 5 lei la mijloc, nu știu ca să vă trecă, ăștia trebuie dați afară. Știți că există și de-astea? Există, da. Tocmai, trebuie să identificate toate aceste probleme. Deci astea sunt chestiuni generale, da? Chestiuni punctuale. Trebuie să începem să facem ceva punctual, nu la modul general, că sisteme, dar asta discutăm de 20 de ani, că sisteme. Eu n-am vorbit de sisteme, am vorbit de... Nu, eu vorbesc de toate dezbaterile care s-au făcut și la nivel național și pe la noi pe aici, eu și colegii mei și așa mai departe. Poate vă amintiți, guvernul Ponta, acum aproape un an de zile, a anunțat că vrea să regândească legea educației naționale, a propus o dezbatere națională, a promis că promovează un proiect care să fie discutat în toate forurile competente și n-a mai apărut. Soluțiile puteți vorbi noi mult aici și subiectele teoretice le putem împleti cu exemplele practice de care spuneți dumneavoastră.
soluțiile nu pot veni decât de la nivel guvernamental spre baza societății, nu altfel. Nu există niciun soi de continuitate la noi, păi, la nivel guvernamental, în toate ministerele. Să luăm și sănătatea și învățământul până la... De fiecare dată se schimbă ministru, n-apucă să facă nimic, ăla care vine de râmă tot ce a făcut și așa mai departe. Da. Da, asta e o caracteristică a poporului român, da, ca la fiecare, după fiecare alegeri... Da, vopsim gardul, fiecare... schimbăm numele instituției, nu, da, se mai cheamă ministerul nu știu cum. Chiar dacă ministrul de dinainte sau directorul general dinainte a făcut ceva bun, trebuie să stricăm, da, dărâm tot, să strici și să o iei de la capăt. De-aia n-avem arhitectură, de-aia n-avem ceva cu care să ne identificăm. Haideți să vă discutăm puțin și despre viitorul guvern liberal, pot să spun așa ceva? Ce șanse sunt? Cum vedeți o politica? O să vină la un moment dat, da, și... Păi vin alegerile. Nu e normal să încercați să luați puterea? Care alegeri? Vin alegerile locale. Putem vorbi de viitorul guvern local, dacă vreți. Așa, de viitorul guvern nu putem vorbi, că e departe. Bine, poate să se întâmple printr-o moțiune de cenzură, în orice moment. Sigur că da. Domnul Ștefan e mai măsură, chiar dacă a vorbit mai mult, tot dânsul îi dau... Nu, te rog. Pentru că de genul ăsta se discută la nivelul structurilor naționale ale PNL, la care dânsul a fost prezent. Eu o să particip abia de acum înainte. Dar știți că presa a primit niște newsletter-uri legate de comunicate și activitatea PNL-ului. Se fac într-adevăr demersuri la acest moment pentru demiterea guvernului Ponta într-un mod democratic. S-a încercat o moțiune de cenzură, se strâng semnături acum la nivelul întregii țări pentru demiterea primului ministru, în condițiile în care trebuie să recunoaștem că activitatea guvernului este deja cumva cel puțin ambiguă și nu lasă niciun fel de speranță celor care vor predictibilitate. Cam și capăt așa de când primul, da, ministru a venit de la operație, dar nu? Dar când se va întâmpla și ce va urma după aceea, e mult de vorbit pe tema asta, dar deocamdată sunt diferite faze ale unui viitor pe care preferăm să nu-l dezvoltăm. Vreau însă să vă spun că dacă va veni momentul ca Partidul Național Liberal să aibă oportunitatea de a ajunge la guvernare, suntem total pregătiți pentru o guvernare mai bună decât cea lui Victor Ponta. În sensul în care avem un program de guvernare, lucru pe care Victor Ponta, când a fost investit ca premier în mai 2012, când a căzut guvernul ungureanu, nu avea un program de guvernare discutat cu societatea civilă, cu organizațiile profesionale pe fiecare domeniu. Avem un premier desemnat și agreat de ambele, de conducerea partidului. Avem oameni specialiști care au lucrat pe fiecare domeniu în parte și au făcut politicile pe fiecare domeniu și vreau să vă spun că acum noi nu avem vacanță până la 15 septembrie, avem termen dat de Birou Permanent Național, unde a fost și domnul Beianu Marți, să finalizăm politicile publice pe fiecare domeniu în parte. Adică dacă, să spunem, în septembrie-octombrie ajungem la guvernare, avem un program, dau domeniul meu, pe agricultură de guvernare, dar trebuie să mergem cu 5, 6, 7 pachete de legi pe care noi le considerăm oportune pentru a fi imediat implementate, aprobate, ca să putem să ne punem în practică programul de guvernare. Alături de cine vă vedeți dumneavoastră guvernând? De? Alături de cine? Alături de cine? Singur nu cred că puteți să faceți un guvern. Asta e o chestie de matematică. Bun. Eu vreau să vă spun că mi-aș dori, din punctul meu de vedere, așa cum spunea și domnul Beianu, să ajungem la guvernare pe baza votului în 2016. Și nu printr-o conjunctură, nu printr-o moțiune de cenzură, pentru că noi am muncit la realizarea acestui program de guvernare. În momentul în care, să spunem în septembrie, ajungem la guvernare, programul ăsta de guvernare trebuie pus în practică printr-o alianță cu alte partide. Asta și atunci vor fi domenii pe care trebuie să le implementeze miniștrii din alte formațiuni politice și nu din PNL. De asta e păcat, într-un fel, de muncă care n-au participat la elaborarea acestor programe de guvernare. Și atunci ar fi păcat, nu ca să ne fure munca, dar e păcat să nu ai ocazia să ai în spate un vot masiv al cetățeanului și să ai un guvern, dacă se poate, monocolor, ca să poți să faci
o politică serioasă. Sau, bun, poate că monocolor e foarte greu sau aproape imposibil în condițiile României de astăzi, dar să dai partenerului de coaliție 1-2 ministeri, dacă ajungi să dai 3 la un partener, 2 la alt partener și tu să rămâi sigur cu 3-4. Vin mereu ungurii și ia. Și vedeți că nu ne înțelegem, și... că asta e România, știați românii. Fiecare să vrea șef, fiecare să vrea să muncească mai puțin sau să... și să câștige mai mult. Da, nici eu nu susțin intrarea la guvernare, dar într-adevăr, cred că prioritatea e câștigarea alegerilor locale. Haideți să revenim. Unde noi avem doar 2000 de primari, 1000 de primari, 1100 de primari și PSD-ul are 2000 de primari, iar alegerea primarilor se va face din primul tur de scrutin. Vă dați seama că vor fi primari care ies cu 20%, 30%. Și gândiți-vă la cât din voturi, câți vin la vot, vor fi primari care practic nu reprezintă votul majorității. Da, se poate întâmpla și așa. E o formă propusă de PSD care, din păcate, a fost aprobată în Parlament, privind alegerea primară. Da, pentru că în Comisia de Electoral în Parlament, PSD-ul are 10 reprezentanți și noi 5. Păi, și pregătesc terenul, efectiv. Da, și fiind în pole position cu 2000 de primari, sigur că le-a convenit această variantă. Putea să-l fi pregătit degeaba, pentru că funcția de primar... Ia să vedem ce se poate întâmpla. Funcția de primar... Da? Care este cea mai grea funcție din administrație, a creat niște personalități ale ocupanților, ale oamenilor care au devenit în această funcție, foarte flexibile, foarte maleabile, care înțeleg un lucru clar. M-au votat ai mei cetățeni, da? Și pentru că așa trebuie spune legea, pentru că așa spune legea, sunt pe lista unui partid, că altfel n-aș avea consilieri care trebuie să mă ajute să-mi voteze, da? Dar datoria mea e față de acei cetățeni. Dacă pui în balanță principii și un ajutor pe care poți să-l primești doar de la guvern, în 90% din cazuri, respectiv ocupant al funcției de primar va opta pentru un partid care să-l ajute să pună în practică propriile angajamente și programele. Da, așa fac. Știți, la un moment dat, lumea blama mișcarea asta politică. Da, e bine să mai puțină empatie, așa, și să te gândești, să fii, dacă ai fi în locul omului ăla, m-au votat cetățenii. Asta e realitatea, din păcate. N-am niciun fel de susținere, că nu-i partidul. Dacă am putea să schimbăm modalitatea de alegere, dar, din păcate, nu s-a putut la momentul la care PSD-ul a hotărât în felul ăsta și... Oamenii ăștia sunt ziluiți, sunt siliși și siluiți să facă chestia asta pentru că li se dă și la cap. Știți bine că nu li se dă buget, nu li se dă fonduri. PNL-ul a propus alegerea din două tururi, dacă nu... Din două tururi, da. Da, era mult mai corect. Și atunci puteam să mergem, într-adevăr, pe o altă, pe un alt profil de candidat. Bine, măcar că la Consiliul Județean a rămas că președintele să fie investit cu majoritatea simplă a consilierilor, iar destituirea să nu se facă decât cu 70%, votul a 75%, da, a două treimi. Dar că am ajuns totuși la Consiliul Județean, aici chiar îmi doresc să câștigăm Consiliul Județean. Domnul Beanu își dorește să câștige PNL-ul și primăria. De fapt, dumnealui are o teorie... De primărie nu mai vorbesc, că am spus-o de la început, că primăriile sunt... PNL, da, să aibă și Consiliul Județean și primăria, ca să... Da. Eu sunt convins că o să avem și una și alta și domnul Beanu o să poată să-și ducă la îndeplinire proiectele pe care le-a început și nu le-a finalizat. Da. Și să știți că, din punctul meu de vedere, un mandat de primar sau proiectele unui primar sau unui președinte de Consiliul Județean cu care se prezintă în fața alegătorilor, dacă nu sunt întinse pe două mandate, sunt o minciună. Nu poți să faci mare lucru în 4 ani de zile de președinte de Consiliul Județean sau de primar. Pentru că uitați-vă ce se întâmplă chiar și în guvern. Pentru că îți faci proiecte pe termen lung, categoric. Până ți se aprobă, stui de pe până faci proiectul, până găsești finanțare, ajuns în anul 3 și te pregătești de alegeri și încep să faci tot felul de compromisuri ca să-ți recâștigi funcția respectivă. De asta eu înclin să facem un proiect pe 8 ani de zile și la primărie și la Consiliul Județean ca să poți să faci ceva și cetățeanul într-adevăr să simtă. Altfel, nepăcălit. Dacă la Consiliul Județean un candidat al PNL-ului se prefigurează așa, cum stați cu candidatul la primărie? Cum vedeți dumneavoastră? Am
Am avut mai multe variante în discuție de-a lungul timpului de președinte la municipiu, că tot am ocupat funcția asta la fel de onorantă pentru mine. Dar este clar că pentru a câștiga, cum spuneam, și primăria și Consiliul Județean, trebuie să avem în această echipă oameni care nu să întrunească cele mai multe dintre criteriile de partid. Nu. Să întrunească cele mai multe dintre simpatiile și procentul de încredere pe care îl pot aloca CGV. Și în situația asta am lărgit baza de căutare. Avem, ca să spun așa, soluții pe care le putem prezenta doar într-o ordine ipotetică, dar avem discuții deschise în ultima perioadă cu domnul deputat Nicolae Florian. Nu am găsit pe probleme legate strict de oraș cele mai bune soluții care să cuprindă și viziunea noastră și viziunea lui, pentru că n-am avut timp. Dar dacă vom depăși și această etapă, soluțiile pe care le așteaptă giurgiuvenii să se regăsească și în ce își dorește el și ce ne dorim noi, atunci, pentru mine cel puțin, nu hotăresc eu, va hotărâ biroul politic, această variantă va deveni una extrem de favorabilă pentru toată lumea. Oricum, cei doi, ideal ar fi să vină din același partid, să aibă proiecte comune, pentru că spunea la un moment dat, cu altă ocazie, domnul Beanu, și bine spunea și foarte argumentat, Consiliul Județean singur nu-și poate atinge obiectivele ca și cum nici primăria singură. Bugetele celor două instituții trebuie să se sprijine reciproc în interesul comunității județului respectiv. Și că am ajuns la aspectul ăsta, eu, din punctul meu de vedere, nu împărtășesc ideea ca un președinte de Consiliu Județean să fie și președinte de organizație politică. Politica e una, primăria și Consiliul Județean înseamnă administrare, înseamnă gospodare. Da, administrația trebuie gospodar, să lucreze oameni care să ducem la administrație. Baroni, pentru că a avut și puterea politică și puterea administrativă în mână. Atât președintele de Consiliul Județean, cât și primarul trebuie să știe că aparțin unei familii politice și au în spate, au deasupra lor forul județean de conducere care îi poate sprijini în continuare sau nu. Ei trebuie să-și vadă. Acum, în ultimii doi ani, că am tot venit zilnic de două ori sau de trei ori, mâine vin de trei ori în Giurgiu, spre exemplu. Vin dimineața la conferința de presă, mergem la Găujani, la ora două avem ședință, mă duc la București, seara vin la Clubul Elevilor Liberali. Am văzut că e atât de muncă. Am văzut că e atât de muncă la modul serios în Consiliul de în Consiliul Județean și în primărie, dacă chiar vrei să muncești, încât nu mai ai timp de activități politice. Așa ar trebui. Așa zic și eu, din când în când mai dau telefonul unor oameni politici să-i invit pe la emisiuni și sunt la Găujan, sunt la Roata, sunt la nu știu ce. Mă ierte Dumnezeu. Iar pe alții vedem din colțul la turn toată ziua și așa mai departe. Și el să zică sunt la ședință de partid și de fapt nu e nicăieri. Nu, dar cei care vorbesc chiar știu, trebuie să știu oamenii care alergă și... De fapt, un an preelectoral înseamnă alergătură multă. Mai vorbeam într-o emisiune că... vorbeam cu colegii mei. Da, și spuneam mai devreme că dacă Gabriela Sabo cu domnul Beanu să câștige sau să câștigăm împreună, pentru că și eu o să candidez la funcția de consilier, toți candidăm la consilier și o să vedem, să-l alegem pe cel mai bun, dar eu cred că experiența domnului Beanu trebuie să fie un atu. Au apărut niște liste, am văzut în niște ziare electronice niște liste cu consilierii municipali ai PNL. Consilier, da, noi am avut... Și că sunt obținute pe surse. Păi, pe surse, dar știți cum e, că dacă ai dat un mail... Eu când am intrat în jurnalistică, deja... se spunea așa, domne, orice chestiune trebuie probată, din trei surse. Adică, mă duc la domnul Beianu să-l întreb o chestiune, pe dumneavoastră mai întreb și pe nu știu cine, să mă lămuresc eu cum stau. Da, a creat... Acum, când ai o sursă, ci că e pe surse. Da, lista adică aia e pentru că... luată după undeva. Nici măcar o precizare nu s-a făcut, în sensul în care lista a fost în ordine alfabetică, mai puțin...
președintele, care e firesc la momentul ăla, cu 3-4 zile eram singurul copreședinte și trebuia să fiu primul, era normal. Da. La B1 nu v-ar fi angajat nimeni cu principiile astea despre jurnalism. Pe mine? Stați bine. Sunt principiile mele. Nu știu care e treaba cu B1, nu mai mult la B1. Listele acelea reprezintă opțiuni personale. Da, și e o competiție internă. Nici eu n-am auzit înainte să ajung pe această funcție, nici domnul Ștefan n-a încercat vreodată să descurajeze pe cineva care crede că are calități, care are experiențe și care poate să strângă și un număr considerabil de voturi. Astea sunt cele trei criterii de bază. Da? Dar până la o selecție și o ierarhie a acestor persoane pe o listă care să devină oficială, va mai curge mult timp și va fi mult de muncă. Asta vreau să te încarc. Provizorie, o listă provizorie. Păi, fac și o listă, mă duc la calculator, pac, mă duc la imprimantă, zic că pe sursă. Doamne, noi trag trei linii pe acolo. Noi am avut niște sarcini date de Convenția Națională că până la 15 iulie să prezentăm listele de candidați la primărie și de candidați la consiliile județene pentru consilier. Am făcut lucrul ăsta, trebuie să ne încadrăm într-un termen, însă ele rămân deschise până deci în primăvară. Nu sunt bătute, Doamne ferește, nici pe departe. Și că spuneați de primăria la Țitrapă, domnul Beanu, da, eu repet, îmi doresc și mi-l doresc pe domnul Florian Nicolae ca primar al municipiului Giurgiu. Și sunt convins că va câștiga primăria Giurgiu, având în spate un partid mare și serios, așa cum cred eu că reprezentăm. Eu sper să vă audă domnul Florian Nicolae, că mai dorim să fac o alegere cât mai bună. Alegerea e a domniei sale, dar știți, eu, cu mine rezonează foarte bine. Și cu domnul Beanu la fel. Și ar fi păcat să n-ai doi parteneri care să te susțină și să te duci în altă parte. Dar poate nu vrea să masageze blocuri, de exemplu. Eu insist foarte mult pe soluția asta și o să ajungem să ne certăm dincolo de simpatia care există. Nu-i nimic, că nu se face echipă, mai cedează unul, mai lasă celălalt. Da. Prin dialog ajungem la o soluție. Da, deci eu cred că au o pondere egală și candidații, cu toate calitățile și condițiile pe care trebuie să le plească, dar și soluțiile. Aici vrem noi să avem niște surprize, dacă pot să le spun așa, foarte plăcute, pentru probleme nerezolvate de ani și ani de zile. Și uite, lansez o provocare, am mai spus odată. Eu cred că până la așteptarea unor soluții de substanță, de ansamblu, privind de educația, care recent și guvernatorul spunea, fără infrastructură și educație nu poți să ai niciun fel de perspective optimiste pentru viitor. E deja notorietate, cunoscut, dar nu inaplicabil. Până la niște soluții la nivel guvernamental foarte consistente și ample, eu cred că Giurgiu trebuie să aibă un centru de excelență. Dacă sunt doar 200 de copii în primă fază, care au și calități, și dorință, și ambiție să învețe mai bine, județul Giurgiu, nu guvernul României, trebuie să le ofere condiții mai bune. Ori acest centru de excelență nu l-a propus niciun partid, niciun candidat până acum. Îl propun eu din partea PNL, nu din partea Ideanu, pentru că nu reprezintă cât un component al unei echipe care vrea să abordeze toate temele grele și importante ale acestui județ. În asemenea, centru cum s-ar construi aici la Giurgiu? Pe ce fonduri? Că totul pornește. Nu sunt fonduri foarte consistente, putem prezenta un proiect, de asta spun. E o invitație, dacă sunt și alte partide care consideră ideea interesantă și utilă, prezentăm un concurs de soluții și vedem care are cea mai bună variantă. Și ajungem adică la multe partide să facă la baza împreună societății, la educație. Exact. Asta e. Da. Dacă n-ai o educație bună, nu se întâmplă nimic în țara aia. Dacă n-ai un liceu, cine să vină să angajeze, ce firmă, ce multinațională să vină să angajeze aici dacă tineri, dacă ei nu și-au terminat liceul și n-au luat bacalaureat? Cine? Da, ne întrebăm de ce la Cluj. Păi avem câteva licee în Giurgiu cu tradiție, unde de vreo 10 ani n-a luat niciun elev bacalaureatul. Nu știu de ce mai există asemenea. Licee doar ca unii profesori să se afli în treabă. Exact, acolo. Asta vreau să aflu și eu. De ce mai există acel liceu sau profesorii aia ce fac? Pentru că finalitatea unui profesor, satisfacția, mulțumirea lui, e să aibă un elev să de care să fie mândru să-i scoată și cu, să cu capul facă, lume, sigur că da. Să pună, să îndeplinească proverbul ăla că elevul și-a depășit profesor.
La unele licee, da. La altele, păi, da, la unele, dar alea unele sunt foarte puține. Din punctul meu de vedere. 5 minute mai avem din emisiunea asta. Vreau să discutăm despre priorități pentru municipiu. S-a dus da, facem pauză și ne mai vedem. Ne mai vedem altă dată. Vreau să discutăm despre priorități pentru municipiu, priorități pentru județ. Nu știu dacă mai avem timp. Ce ar mai fi de spus în 5 minute? Ia să ziceți dumneavoastră. Eu termin repede. Revenim iarăși la despre... alegerea dumneavoastră, da. Și la echipa pe care o faceți cu da, da, da. La mine este Ștefan. Evident că fiind la începutul acestei perioade de interimat, am obligația să acord foarte mult timp situației din județ. La municipiu, ca președinte al filialei municipale, pentru mine lucrurile sunt destul de clare și soluțiile la îndemână. Pentru județ, care înseamnă celelalte 3/4 din suprafață și număr de locuitori, lucrurile sunt un pic mai neclare, pentru că avem structuri, avem oameni la această oră care ocupă funcțiile reprezentative în organizațiile locale respective, dar pentru pregătirea alegerilor de anul viitor e nevoie de o radiografie și o reevaluare a tuturor acestor comune, unde nu sunt foarte multe, cum e la Tellerman, vecinul din Est, dar sunt suficient de multe ca să acopere activitatea pe un an de zile al unui binom, dacă tot e la mod de termenul ăsta, care vrea neapărat să aibă cele mai bune soluții și la nivelul oamenilor care vor candida anul viitor. Așadar, nimic spectaculos, foarte multă activitate destinată deplasărilor în teren și discuțiilor și cu liberalii și cu cetățenii care au la rândul lui un cuvânt foarte important de spus în pregătirea alegerilor. Da, a fost o emisiune politică, dar pentru că românul se pricepe foarte bine la politică, dar și la fotbal. Avem fotbal în seara asta, un pronostic, vă rog, ca să terminăm așa. Domnul Ștefan e sportiv, joacă tenis cu Simona Halep. Mastra Ivernes, da? De la 10 fără un sfert, ora României. Nu prea v-am văzut pe la stadion. Da, eu unul vin rar. Alții și-au făcut și galerie, ce să mai vorbim. Poate tocmai de... Da, eu am fost la meciul cu ASEA Târgu Mureș 2-1. 2-1 pentru asta, nu? Păi normal. Ați fost la meciul cu ASE Ardealul Târgu Mureș, 3-1 ăla memorabil. Da, 3-1. I-am făcut campion pe Steaua. Astra a jucat extraordinar de bine. Extraordinar. Da, a fost un meci cu totul și cu totul deosebit. Haideți să ne oprim aici, zic eu. Mulțumesc că ați venit la emisiunea mea și la televiziunea noastră. Un succes vă doresc împreună și alături de colegii dumneavoastră. Și noi mulțumim. Ne revedem, pentru că de acum încolo să încing lucrurile, da? Nu pentru că e vară, să vină toamna și se apropie campania, da. Da, mulțumesc colegilor George Voican, lui Sorin, lui Ionei Taifa și lui David Emanuel că m-au ajutat. 2-1 spuneți voastră, da, pentru asta, așa să fie. E cam puțin, dar așa cred că, având în vedere... Așa să fie, că la urmă jucăm acasă. Păi tocmai. Sunt 3 puncte. Da. Joia viitoare ne revedem cu siguranță. Am pregătit deja o emisiune deosebită. 7 luni în caiac de la Giurgiu la Veneția cu temerarul Lucian Iliescu. Lucian Ionescu, am mai comis o dată, da? Apropo de Lucian Iliescu, e un nume cu reverberație. Mie îmi pare foarte rău că l-am pierdut pe domnul Iliescu. Era un simbol al PNL-ului, un om cu experiență extraordinară, care cred că în actuala formulă ne-ar fi ajutat foarte mult. Luați-l înapoi. Dacă vrea să vină, poarta este deschisă. L-ați invitat? E un moment un pic mai delicat pentru domnia sa. Trebuie să îi respectăm dorința de poate a se retrage pentru o perioadă să-și lămurească anumite probleme, dar dialogul nostru cu dânsul e deschis permanent. Vă urmărim. Mult succes! De 7 luni în caiac de la Giurgiu la Veneția cu temerarul Lucian Iliescu, un personaj cu mai rar. Există o emisiune deja pregătită. O să vă placă cu siguranță. Deci ne revedem joi. Aveți grijă ce vă doriți. S-ar putea să vi se întâmple. Până joi, numai bine!